Viața este o sărbătorire a unirii cerului, pământului și umanității. Este tot ceea ce este adevărat, bun și frumos. Din când în când este necesar să ne retragem, chiar virtual, în vârful munților sau în văile ascunse, pentru a reface legătura cu sursa vieții, a găsi liniștea sufletească și comoarele noastre eterne. Eroina emisiunii de astăzi, doamna Elena Gavriliuc, a simțit atracția spre cele sfinte și veșnice. An de rândul s-a aflat în pelerinaj, ceea ce i-a dat putere pentru a merge înainte, a trece cu răbdare peste toate obstacolele vieții. Fiind protagonista mai multor ediții a emisiunilor televizate în limba română, ne-a povestit despre minunile săvârșite în locurile sfinte, iar astăzi ne vom opri la comorile noastre eterne, moaștele Sfântului Nicolae de la Bari, Italia. Pentru mine, Sfântul Nicolae, probabil el mi-a făcut prima chemare la dânsul, fiindcă când lucram în Iugoslavia, eu m-am repetat asta în transmisiune, că s-a coborât din icoană Sfântul și așa într-o rază de curcubeu și iară s-a suit în icoană. Și eu atunci am înțeles că Sfântul Nicolae mă cheamă. Știam că el e la Bari, dar încă nu mă închipuiam cum am să ajung la dânsul, cum pot să fiu la dânsul, că pentru mine era asta așa ca o poveste. Și întorcându-mă de la Iugoslavia, eu mi-am pus așa în gând ca să plec la Italia. Și când am ajuns în Italia, la Neapoli am ajuns. Așa mi-a făcut o impresie piața din Neapoli, că am spus: Doamne, Sfinte Nicolae, dacă Tu nu mă ajuți aici, eu sunt pierdute. Așa parcă mi-a venit, parcă n-am spus cu vocea mea, parcă cineva m-a îndrumat să spun cuvintele astea. Că am văzut cât de tare lumea noastră acolo căuta lucru, în ce haos erau, în ce năcazuri. Și eu mi-am cerut prima dată ajutorul de la Sfântul Nicolae. Și așa a fost. În 1999, eu prima dată, de 22 mai, am plecat la Sfântul Nicolae. Pentru mine asta a fost o minune, tot drumul am plâns, îmi vedeam păcatele mele, îmi vedeam toate fețele a cunoscuților mei și mă gândesc: Doamne, Sfinte Nicolae, primește-mi așa cum suntem, cu toate păcatele noastre, cu toate neajunsurile noastre. Fiind de o vârstă înaintată, doamna Elena Gavriliuc duce un mod de viață liniștit. Are timp pentru a medita la anii care au trecut, mai ales la acea perioadă a vieții, care a trăit în apropiere de moaștele Sfântului Nicolae, a cărui îndrumare și ajutor le-a simțit cu adevărat. Când am ajuns la moaștele lui Sfântul Nicolae prima dată, acolo erau foarte mulți peregrinași din Ierusalim, s-au oprit, au barcat corabia în portul lui Sfântul Nicolae. Și așa, stând așa pe malul mării, pe urmă așa, mi-a venit așa să scriu lui Sfântul Nicolae o poezie. Și încă și prietenii mele m-au ajutat, au spus că aia asta poezie de multe și noi am mai pus acolo, ne puteam aduce aminte. Și ascultați, dragii mei, poezia asta. Святый великий Николай, в житейском море утопаю, ты руку помощи подай, твоей иконе преподаю, меня угодник ты спроси, тебя на помощь призываю, молитвы Богу отнеси, враги повсюду окружают, мне прикрывают все пути, мои погибели желают, чтоб мне в блаженном не войти. Неисчерпаемым чудес море, угодник Божий сотворил, лишь только где явилось горе, ты всем на помощь приходил. И перед Господом Великим тебя угодника молю, проси у Господа прощения за душу грешную мою. Și de fiecare dată când plecam la moaștele Sfântul Nicolae, la Bari, primele dăți așa mergeam din 19 decembrie și de 22 mai. Și pe urmă, cu timpul, mergeam mai des. Dacă aveam 2-3 zile libere, plecam la Sfântul Nicolae.
Și atâta lume și venea și fiecare venea cu problemele lui, fiecare îl ruga cum putea și venea și lume foarte multă bolnavă și el se vedea cum le ajută uitându-te cu ochii cum face el minuni. Unde, când un peregrin pleacă la sfânt, el acum acolo, numai acolo sfântul toate problemele le rezolvă. Peregrinul numai când o călcat pe pământul sfântului, la Bari, la Sfântul Serafim, la Diveivo, la Sfântul Radonișchi, la Serghe Pasandunin ar fi, acolo sfântul îl conduce. Viața noastră este plină de minuni. Fie ce zi este o minune, fie ce gură de aer, fie ce frunzuliță sau firicel de iarbă este o minune dumnezeiască. Odată ce credem în aceste minuni, să credem și în minunile sfinților, cum a crezut și crede doamna Elena Gavriliuc. Vă spun o întâmplare cu Sfântul Nicolae, într-adevăr a fost o minune. Amu eram mai în vârstă, nu nimeni așa nu vrea să mă iei la lucru, că e lume tânără, lume frumoasă, dar eu eram amu mai în vârstă. Și așa stam eu la biserică, la ascultare. Părintele Andrei mi-a dat ascultare și așteptam lucru. Și așa mă rugam la Sfântul Nicolae, Sfinte Nicolae, dă-mi un lucru, cam m-am saturat să stau fără servici. Vă spun, dar dacă puteți să mă credeți, ori să nu mă credeți. Se ducea babuța la farmacie și a căzut jur în ziua de Sfântul Nicolae, 19 decembrie, și s-a făcut așa, nu tare, s-a rupt mâna și seara a venit, că farmacie era vis-a-vis cu biserica, și seara a venit fiul ei și spune, dați-mi de urgență că a căzut mama jos și trebuie să iau cineva la lucru. Asta, într-adevăr, a fost o minune a lui Sfântul Nicolae. Când peregrinii ieșeau pe malul mării, dam de mâncat la pescăruș. Eu odată a fost într-adevăr, eu am ieșit pe malul mării și le-am dat de mâncat și așa, parcă se bucură, parcă ne întâlnesc că am venit la Sfântul Nicolae. Și zic, amu, stați într-un rând să vă fotografiați. Și 6 pescărușchi, am numărat, s-au stat tăți într-un rând și le-am făcut fotografie. Pe parcursul a 16 ani a tot vizitat locurile sfinte de pe pământ și de fiecare dată s-a întors cu mir, iconițe, cărți. O parte din ele le-a cadonat rudelor, prietenilor, iar altele le păstrează ca cele mai frumoase amintiri, cum este și această carte prețioasă adusă de la Bari. Asta e o carte despre toată viața lui Sfântul Nicolae de la Bari. Uitați-vă aici, ea. Aici e toată panorama, marea, biserica lui Sfântul Nicolae. Biserica e foarte aproape de mare. Nu mai ai trecut șoseaua și ești pe malul mării. Acum aici, vedeți, asta e sfântă, asta e biserica de sus, de cum arată așa, parcă se duce în cer biserica. Foarte frumos. Aici ia olivile care sunt în jurul bisericii la Sfântul Nicolae. Aici e mâna lui. Asta aia e arhitectura în jurul bisericii la Sfântul Nicolae. Aici e Sfântul Nicolae. Acum monumentul este l-a făcut. Acum, nu de mult, e construit nou. Asta e Sfântul Nicolae din spate și asta e biserica. Asta e candela care arde la moaștele lui Sfântul Nicolae. Aici chiar sunt moaștele lui Sfântul Nicolae, unde toată lumea se închină la mii și mii de peregrini. Aici am fost eu la ascultare la Lumânări, aici am avut eu ascultare la Sfântul Nicolae. Aici sunt preoții care vin, este părintele Vladimir, care chiar lucra, care slujea la moaștele lui Sfântul Nicolae. Aici sunt preoți care vin din toată lumea ortodoxă. Uitați-vă aici cum vine lumea, asta interesant, și se închină la moaștele lui Sfântul Nicolae. Vedeți că și închinașiuni face lumea și vin de la mii și mii de kilometri. Uitați-vă cum se roagă lumea la moaștele lui Sfântul Nicolae. Eu am cunoscut-o pe peregrina asta. Între toți era așa,
era foarte, foarte umile, foarte, nu vorbea multe, așa, și se ruga, se vedea că se ruga în sufletul ei. Vedeți dumneavoastră aici la ce vârste vine lumea. Eu am avut un caz, că am avut o peregrină din 1915, ea avea 94 de ani. Și ea spunea că tot de multe ori se pornea la Sfântul Nicolae și se vie, și se vie. Și tot nu, parcă nu putea ajunge, că ea a fost fetiță orfană. Și Nicolae, o persoană Nicolae, a luat-o la dânsă și în casa lui și a crescut fetița asta. Și ea în cinstea lui, asta tot e o minune a lui Sfântul Nicolae. La 94 de ani a venit și s-a închinat moaștele lui Sfântul Nicolae. Aici, acum, după slujbe, seara cum iese toată lumea. La plimbare, pe malul mării, se aude muzica frumos, lumea se îi mulțumește lui Sfântul Nicolae, fiecare cum poate, fiecare popor în felul lui. Și în rusă, și în italiană, și în română, în germană, vin din putem să spunem că din toată lumea vin la Sfântul Nicolae. Și nu, atunci nu vezi obstacole, tu te duci că El te cheamă. Nu e importanță nici banul, nici tu ce-ai să mănânci, nici tu unde-ai să dormi. Atunci tu ești stăt sub acoperimentul Sfântului și a Maicii Domnului și a toți Sfinților. Trebuie să știm că noi toți avem acces la comorile Universului și atunci când sufletul ne cheamă spre cele sfinte, să mergem. Nu contează vârsta, este nevoie de dorință și efort. Dumnezeu ne așteaptă la orice vârstă. Eroina emisiunii de astăzi a început să viziteze locurile sfinte de la vârsta de circa 40 de ani. Eu aveam 42 de ani, așa, 40-42. La anii ăștia, după ce am terminat universitatea, s-a căsătorit fetița și eu am mers în peregrinajuri. Începând din anii 90-92 și pe urmă așa tot timpul eu plecam. Când eram mai tânăr, aveam mai multe puteri, plecam în peregrinajuri la Sfântul Ierusalim de 4 ori, Muntele Sinai, peregrinaje îndepărtate erau. De acum, când viața nu stă pe loc, viața merge înainte și din sănătate s-au mai dus puterile. Sigur că acum nu pot, dar pentru asta eu, în schimb de asta, la Poceaiva am fost foarte de multe ori. La Poceaiva am fost pe o săptămână întreagă pe jos. Și acum, ultima oară, am fost la Poceaiva și simt că, cum se spune, nu trebuie tot să-L ispitim pe Sfântul Dumnezeu, că tot e până la un timp și tot odată și se termină. Cum spune, se termină și viața, dar în peregrinajuri foarte mult îmi place, că simțeam că sufletul se îmbogățește cu Duh de la Sfinți și care ajută foarte mult să merge înainte, chiar și cu greutăți și cu greutăți și materiale și cu greutăți și morale și fizice, ajută înainte să merge cu ajutorul Sfinților. Sfântul Nicolae, mare și grabnic ajutător al tuturor creștinilor, este pe bună dreptate numit Făcător de Minuni. De mică, Elena Gavreliu cunoaște multe cazuri ale ajutorului său. Eu aveam un ucheș care se chema Gheorghe și el întotdeauna se ruga la Sfântul Nicolae, Sfinte Nicolae, încă să nu ningă până la ziua ta ca să putem strânge frunzele din pământ. Eu eram mititică și așa mă râdeam de un ceșu, zic, Doamne, un ceșule, și așa mi-au cazut mie în suflet cuvintele astea. Și uitați-vă, rugându-se el așa la Sfântul Nicolae, Dumnezeu l-a luat în stămâna luminoasă. El a murit miercurea și l-a îngropat sâmbăta în săptămâna luminoasă. Vedeți? Tot așa rugându-te la un sfânt, el se roagă înaintea pentru sufletul lui, în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se îndură și de noi păcătoși și ne ia când Sfântul se roagă la Sfântul Dumnezeu.
Sfintele și bunule Nicolae, roagă-te și pentru sufletul meu păcătos. Și asta așa o spun cumva în continuare. Când mă uit la icoana lui, eu văd Sfântul și îmi pare că viu el îmblă după mine cu mânuțele lui sfinte și mă binecuvintează. Destul numai când eram mai tânără, mă uitam așa la icoana lui și spuneam, Sfinte Nicolae, binecuvintează-mă iar pe la bare. Și uite, peste câteva zile că stai, eu plecam iară la Bari. Aflându-se în Italia, în apropiere de orășelul Bari, deseori mergea la moaștele Sfântului Nicolae, altoind această dragoste și familiei de italieni unde își făcea serviciul. Când lucram eu în familie italiane, ei tot timpul mă întrebau, de ce tu mergi așa de des ca Sfântul Nicolae? Eu am spus că el mă ajută să caut și servici și mă ajută, îmi dă și sănătate. Și odată o persoană unde eu lucram îmi spune, apă tu poate nu te duci la Sfântul Nicolae, poate, zic nu, dacă chiar și mă duc la Sfântul Nicolae și eu vin și rămân fără servici, eu tutună mă duc la Sfântul Nicolae. Pentru mine nu exista obstacole. Eu plecam, le spuneam lor și ei așa se uitau la mine din întrebător și mă lăsau, probabil mă lăsau din nou la Sfântul Nicolae. Le aduceam sfințenii, le aduceam iconiți, le aduceam lumânări și foarte mult se bucurau. Și spunea, trebuie să mergem și noi la Sfântul Nicolae, dacă tu așa de tare îl iubești. Zic, da, plecați și-ți vedea minunile lui acolo, că voi sunteți în Italia și voi nici nu vă dați seama cât sfinți aveți și cum vă ajută vouă. Este născută în prima lună a verii, totodată se regăsește în anotimpul auriu al toamnei, când fiecare frunză parcă șoptește fericirea, planând către pământ din copacul toamnei. Eleni Gavriliuc îi place tăcerea, să admire acest superb spectacol al naturii. Ce poate fi mai frumos? În curând ne vom lua la revedere de la toate acestea și le vom duce durul până la anul. În timpul acesta, când cearta și neînțelegerea domnește peste tot, când toate lucrurile pământești sunt zguduite din temelie, cât este de fericită partea acelora care au strâns și strâng încă comori în cer. Ceea ce trebuie să altoim și în sufletele tinerilor din prezent. Eu în ziua de azi așa observ cum se comportă tineretul, eu i-aș sfătui până când au putere, până când au minte agere, să se iei tot așa câteodată, când n-or avea timp să margă, poate n-or ajunge chiar la bari, dar cine ar să margă la bari, cine ar să margă la Italia, numai decât să treacă pe la Sfântul Nicolae și pe la Milan, că acolo sunt foarte multe moaște, acolo sunt moaștele Sfintei Natalie, martirilor din catacombe, să pleacă să margă la Roma, să nu iei din lumea asta, numai asta tot pământesc, să se îmbogățească sufletul cu pildele sfinților, că ei tot așa au fost ca noi pe pământ și tot așa au avut și ei păcatele lor și neajunsele lor. Dar când Dumnezeu le-a deștit sufletul și a văzut că noi tot suntem păcătoși și cu ajutorul lui Dumnezeu noi ne putem curăța păcatele și ne putem ajunge la Sfântul Dumnezeu. Sfântul Nicolae era oglinda turmei sale prin toate faptele cele bune și model credincioșilor, după cum zice apostolul, cu cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu credința, cu duhul și cu curăția. Era blând, fără de răutate și smerit cu duhul, ferindu-se de îngânfare. Hainele lui erau simple și hrana pusnicească, pe care o gusta totdeauna, numai o dată pe zi și aceea seara. Toată ziua se îndeletnicea cu lucrurile ce se cuveneau drăgătoriei sale, ascultând nevoile celor ce veneau la dânsul, iar ușile casei lui erau deschise tuturor, căci era bun către toți și apropiat. Sărmanilor le era tată, săracelor milostiv, mângăitor celor ce plângeau, ajutător celor năpăstuiți și tuturor mare făcător de bine.
Sfântul Nicolae s-a născut la Mirlichii, în Asia Mijlocie, în zodia azi Turcia acolo. De multe ori turcii ne spun să ne dea moaștele înapoi al lui Sfântul Nicolae, să le dăm lor. Dar asta nu există, nu se poate asta să le dăm noi înapoi moaștele. Și el a fost foarte milostiv. El pe multă lume a scăpat și de la moarte. Au fost trei care împăratul a vrut să le taie capurile. Și el nu a fost vinovat și el s-a dus și el a scăpat de la moarte. Au fost că două fete au fost într-o sărăcie, că ele amui erau disperate și el noaptea le arunca peste fereastră banii și i-a scăpat de viața asta așa rușinoasă pentru fete. Dumnezeu ne cheamă și noi trebuie să ascultăm glasul lui Dumnezeu când ne cheamă. Dar noi dacă ne-am ținea de astea pământești și dacă tot El ne-a chemat și noi veni că Dumnezeu a făcut omul liber, El poate să aleagă care cale vrea. Și sunt cazuri când omul e în comă, spunem că a căzut într-o comă și vede tot universul și vede tot și pe urmă Dumnezeu îl întoarce pe pământ. Tot nu întâmplători, ca să vadă și să povestească la lume și eu v-ați zis și că într-adevăr asta, că tare multe lume, chiar și din noi, lumea creștină, nu cred din suflet, dar trebuie să credem din suflet asta, că asta e tot adevărul. Dar multe lume se îndoiește, dar poate nu e așa, dar poate nu-i drept, dar asta nu, asta vine tot de la vrăjmas cuvintele astea, asta tot e drept și tot e de la Sfântul Dumnezeu. Sfântul ierarh Nicolae este cinstit ca un mare sfânt. Pe cei care au nevoie de ajutorul său, îi sprijină nu doar cu cuvântul, ci și cu fapta. Nu-i trece cu vederea pe cei îndurerați, pe cei care sunt ispitiți și pe cei care plâng și pierd. Dumnezeu săvârșește prin el minuni mari, al căror număr nu poate fi socotit. Când țara noastră, lumea noastră ortodoxă, unde tu nu te-ai duce, nu există sat, nu există oraș să nu știe biserica lui Sfântul Nicolae. În toată casa când intri, tu vezi primul că e Sfântul Nicolae. Eu cum mă rog la Sfântul Nicolae, la toți sfințe, cam acasă așa un altaraș, și nu a fost, mă uit la toate icoanele și nu icoane care și nu fost eu la sfânt și nu m-am închinat la moaștele lui. Și să mai dea Dumnezeu sănătate, să mă ales așa ca să pot vorbi, să pot povesti la lume despre unde am fost și ce am văzut și ce minuni. Eu am fost foarte bolnavă 2 ani în urmă și așa mă uitam la toate icoanele și Dumnezeu iar m-a întors la viață. Cu treieră lumea în lung și în lat cât ești tiner, învață să te descurci, descoperă minunile din jurul tău, cum le-a descoperit Elena Gavriluc, pensionară pelerin. Din spusele ei, e necesar de a nu amâna, fiindcă într-o bună zi, puterile îți vor slăbi. Doar o plimbare în parc e tot ce îți va mai rămâne. Eu aș da așa un sfat pentru toată lumea ortodoxă, că eu mă gândesc că fiecare are visul să ajungă la Sfântul Nicolae, se plece la dânsul și să se roage, că El ascultă toate rugăciunile noastre și lumea ca să se îndrepte spre bine și să fie milostivă așa cum a fost Sfântul Nicolae, așa cum a fost toți sfinții, că ei toți, majoritatea sfinților au fost din familii bogate, au fost din familii aristocratice și nu s-a uitat asta și Sfântul Serafim și Sfântul Serghe Radonejski, ei au fost toți din familie de boiare, ne spunem așa, un cuvânt ca să fie mai clar. Și tot o lăsat asta pentru mântuirea sufletelor și unii va înșer să roagă pentru noi să ne mântuiască Dumnezeu și pe noi. Numai noi trebuie să ne îndreptăm la sfinți și să ne rugăm. Că sfinții, la rugăciunile noastre, poate nu ajung la Dumnezeu, că noi suntem prepăcătoși, dar când ne rugăm la sfinți, rugăciunile ne ascultă sfinții și le duc în fața prestolului lui Dumnezeu.